Bună seara, stimați iubitori ai futsalului de ziua îndrăgostiților! Vă invit să urmărim împreună meciul prezident-ministru din cadrul etor brazilian, care înscrie în chiar primul minut de joc, minutul 1. Ramos deschide scorul confort și ia dal pe Tacot, trage Tacot și înscrie. Minutul 7, dragi prieteni. Scorul devine de 2-0. Lima, Mateus Patrick, Ramos, din nou Lima. Și caută un coechiper, îl vede pe Ramos. Foarte bună pasă pentru Mateus Patrick. Guțu, trage Guțu și înscrie Lilian Guțu. În minutul 9, ridică scorul la 4-0. Șonțovoi, trage Șonțovoi și înscrie. Minutul 11, Vadim Șonțovoi. Valentin, nu, este Cristian Cușnir. Marchează pentru a doua oară în acest meci, nici nu-mi vine să cred. Vine și Mateus Patrick, ocazie și reușesc să marcheze. Să marcheze cei de la Nistru, ridică scorul Vadim Șonțovoi. Ramos pasează pe dreapta lui Mateus Patrick, Lilian Guțu și înscrie într-un final. Ramos pentru Guțu, Ramos înscrie pentru vreme rea, greșește pasa. Lima, trage Lima și înscrie Vadim Moraru. Moraru și înscrie Vadim Moraru. Asta Barca, Mateus Patrick, Lima, Graur și înscrie Ramos. Ramos pentru Graur, trage Dumitru Graur. Graur trage și blochează bine Moraru și atât pe Ramos. Nu iartă nici de data aceasta. Martâncă nou gol, Tacot pentru Cucoș, înscrie și Dumitru Cucoș. Moraru repune de la margine pentru Lisița. Moraru, continuă Moraru și atât pe Gupceac. Gupceac lasă mingea și Gupceac până la urmă reușește dubla la Lima. Ramos, Ramos. Trecere bună lui Ramos, trage Ramos și marchează acest duel. Trage Șonțovoi și înscrie. Este 15-3, dragi prieteni. Reușește în minutul 3. Recuperează vremere. Recuperează și Marius Bounegru, scapă spre poartă și înscrie Marius. Bună pasă lui Moraru, dar cei de la prezident scapă pe contraatac, trebuia să paseze mai bine Șonțovoi. Și atât, un gol marcat de Cristian Cioban, al doilea lui gol în acest meci. 20 de goluri am văzut în acest meci. Și atât, încă unul secunde până la finalul acestui duel. Bounegru pentru Graur. Graur înscrie Dumitru.